Handbalul giurgiuvean, dar și cel național, necesită o revitalizare. Pentru acest lucru, președintele Federației Române de Handbal, aflat în vizită la Giurgiu, a menționat care sunt principalele puncte de interes și strategia sa pentru acest mandat. Voința tinerilor de a practica sportul și setea de performanță are nevoie de susținere financiară, dar și legislativă. Avem nevoie de două lucruri. Odată, un cadru legislativ permisiv care să înțeleagă că sportul este o prioritate națională și că sportul poate să devină dintr-un consumator în creator de plus valoare. Partea a doua este deja în sarcina noastră. Am creat un departament de marketing, nu poți să ceri să se facă ca firmele puternice și firmele care își permit și sunt destule să facă marketing prin sport atât timp cât structurile sportive nu fac marketing sportiv. Încă un pas în promovarea handbalului la Giurgiu va fi aducerea echipei naționale de tineret de handbal feminin să dispute un meci internațional. Dânsul va vedea programul echipei naționale și dacă au un program ceva în România bilateral cu o echipă din străinătate, atunci după ce va vedea și sala polivalentă, a spus că este deschis pentru acest meci. Dacă bazele sportive giurgiuvene îndeplinesc condițiile necesare, Federația Română de Handbal poate oferi pentru orașul nostru prilejul de a fi gazda unor meciuri de talie internațională.